și am deosebită plăcere să am alături de mine pe doamna Doina Pap, selecționerul festivalului, și pe domnul Alexandru Darie, directorul Teatrului Bulanda și un foarte bine cunoscut regizor. Încă. O să-i dau cuvântul doamnei Doina Pap, care va fi moderatorul acestei întâlniri. Înainte de toate, vreau să spun că în sală avem prezența studenților de la Facultatea de Arte din Galați, anul 1, 2 și 3, actorii Teatrului Dramatic. Și, bineînțeles, juriu dacă îi recunoașteți de toate. Deci e o întâlnire cu oameni de specialitate, cu prieteni, sunt convins, și cu artiști. Și ziariști. Cine e din partea presă? Ia să vedem. Nu atât de mulți. Vă mulțumim. Au curaj și să ridice mâna. Da, curaj să ridice mâna. Deci presa deja pun locul aici. Sau sunt deghizați în studenți și actori. De pe la. Dar nici ce spune tot aici. Presa e discretă. Trebuie să vă mulțumim, în primul rând, că ați făcut realmente un efort să veniți pe vremea asta și ne bucurăm să vă întâlnim. Și să nu vă imaginați că e ceva așa savant, că sună pompos titlul colocviului nostru. Chiar prezența lui Alexandru Darie fredează împotriva pompoșeniei și a academismului, care totuși stă în spatele unor categorii întotdeauna, chiar și în teatrologie. Dar m-am gândit că teatrul de artă, până la urmă, acoperă creația importantă de până acum a regizorului Alexandru Darie. E o noțiune controversată, în vremurile de azi mai ales, când avem de-a face cu atâtea formule în care arta este de multe ori ultimul lucru care mă interesează, dar, cum știți, se face în fel de fel de forme, minimalist, avantgardist, dar adevărul și frumusețea și esteticul care până la urmă ne aduc pe terenul teatrului ca artă se petrece, se întâmplă rare ori atunci când talentul stă în spatele mesajului pe care spectacolul îl transmite. Este cazul spectacolelor domnului Alexandru Darie după prietenul nostru a tuturora, pentru că este un personaj, aș spune, colocvial, plin de farme, nu trebuie să vi-l descriu, că îl cunoașteți din atâtea împrejurări. Și dacă mă uit în urmă eu, pentru că prea puțin dintre dumneavoastră ați avut ocazia să-i vedeți aceste spectacole de la absolvire, de la primul spectacol din 1986, care s-a petrecut la Oradea, în teatrul de acolo și care era Amadeus, de Peter Schaeffer, un spectacol care l-a lansat într-un mod spectaculos, și până la vârful acestei cariere splendide, care s-a numit Trei Surori, de Chekhov, la Teatrul Bulandra, un spectacol în legătură cu care critica unanimă și elogioasă a folosit chiar acest termen, teatru de artă. Mă rog, între timp, retraducându-l pe Stanislavski și rediscutând termenele, probabil că suntem obligați să ne aducem aminte și de spectacolele acestea care au marcat istoria contemporană a teatrului românesc și care au fost, într-adevăr, fenomene artistice, cum spuneam, care au, prin mesaj, în primul rând, au fermecat, au tulburat, e un termen care îl folosim uneori și cu rost și fără rost, dar în cazul acesta chiar despre asta era vorba. Nu știu cu ce va începe domnul Darie această frumoasă, acest frumos monolog, ziceam noi, dar până la urmă vom vedea
toată lumea este invitată să participe la această întâlnire, la acest colobiu. Și, dar am o bănuială, că are o întâmplare legată chiar de Galați. Dacă ai amintit de... Sar direct în paranteză și eu o să fac introducerea. Că ai amintit de momentul ăsta, e vorba de 1983, când am făcut primul spectacol din cariera mea profesionistă, să zicem, era vorba de o piesă a lui Tudor Popescu, Jolly Joker. O piesă primită, cum se întâmpla pe vremea aia când pășeai în teatru, nici nu eram regizor în acte, eram asistent regie și a venit directorul teatrului care m-a dusese la ora, deci mi-a zis, uite, faci piesa asta. Și era o piesă quasi critică așa, la adresa regimului. Se întâmpla într-o fabrică unde nu mergeau lucrurile chiar atât de bine. Și noi am transformat acest textuleț într-un fel de revizor de Gogol, care în scenă, dreapta, stânga, curte, grădină, erau doi munți de hârtii în care se trezeau muncitorii dimineața, se punea covorul roșu, ieșea din hârtii o fanfară care intona un fel de imn pentru că sosea directorul întreprinderii, care purta o decorație, asta ca să vă dați seama cam cum era, secretarul de partid era un actor mărunt de statură și îl pusesem pe două picioroange de 2 metri și avea un palton până în pământ și un baston de orb și nu dădea mâna cu nimeni, întindea bastonul și toți îi strângeau bastonul ca și cum i-ar strânge mâna, că n-ajungeau până la el. Toți notau tot ce scotea pe gură. Și cam așa era spectacol. Era un spectacol despre care toată lumea spunea că nu o să iasă. Noi l-am jucat la Oradea. Probabil și cu știința celor de acolo care au făcut vreo 3 vizionări, dar până la urmă ne-au lăsat, au mai tăiat. Pe vremea aceea mă adresez, actorii știu, dar mă adresez în primul rând vouă. Fiecare regizor obișnuia să pună ceea ce noi numeam atunci căței albi într-un spectacol. Adică niște lucruri total sărite de pe fix și în momentul când cenzura venea și spunea, dom'le, să poate tovarășul să aveți doamna aceea în pielea goală, zic. Și noi spuneam, dom'le, dar dacă o îmbrăcăm, putem să jucăm? Da, îmbrăcați-o și puteți. Adică era ceva cu care... un fel de tampon cu care întâmpinai cenzura ca să se lege de lucrurile astea. Bref, am jucat-o la Oradea și nenorocirea, între ghilimele, a făcut că am venit, cred că în 84 sau 85. La colocviu despre Arta Comedie. Așa, așa. Jucau actrițe din Galat, Mariana Vasile. Exact. Dragă Ducule, spune-le, dacă îți mai aduci aminte cum erau aplauzele la spectacol, eu l-am văzut, știu ce s-a întâmplat cu spectacolul. Vreau să le spun, nu mai știu aplauzele, chiar te rog să-mi aduci aminte. În orice caz, la pauză a venit directorul, secretarul de partid, de județ, primul secretar. Da. Județului Galați. Care în prima parte nu se mai uita, nu, lua notițe. Lua notițe și la pauză a zis că e rău și pleacă. Și a plecat. A început partea a doua, juriu, era un juriu unde era domnul Mănescu, redactorul șef al revistei Teatru, președintele juriului Paul Everac și tot felul de personaje de genul ăsta care s-au ridicat în timpul spectacolului și au ieșit în mod demonstrativ pe ușă, chiar pe ușa asta de la curte, unde aveți o perdea, că după aceea, în timpul spectacolului, am văzut că tremură perdeaua aia și nu știam de ce. Și m-am dus la perdea și Mănescu era ascuns după perdea ca să vadă spectacolul până la sfârșit și râdea și să zgâlțâia perdeaua. Dar să nu-l vadă nimeni. Și zi de aplauze. La aplauze, deci, cum vă spun, că o să zic,
actorii la aplauze se înclinau și cortina le tăia capul și era un timp jos. Da. Și am plecat paliz la față. Marian Popescu, care era pe vremea aceea foarte activ, scria, fără să știe ce s-a întâmplat, a scris o cronică care a doua zi a apărut în, mai știu ce revistă, Contemporanul, cred, în care făcea spectacol ridicat la slăvi, după care a primit și el interdicție să mai scrie un an de zile în vreun ziar, pentru că imediat spectacol a fost, nici nu existase în repertoriu, mai venise un Jolly Joker, nu știu de unde, și ăla apărea, dar noi nu mai apăream, nici n-am fost pe aici. Și noi am avut un Jolly Joker. Așa, ăla apărea și ăsta nu mai era și au vrut să mă dea afară din teatru. Dar Ceaușescu dăduse lege că stagiarii nu pot fi dați afară din teatru. 3 ani. Ok. Au zis că mă dau afară din Partidul Comunist. Nu eram membru. Și atunci m-au lăsat în pace. Dar n-am avut voie să mai pun în scenă până la Amadeus, când a venit tovarășa Tamara Dobrin, cum sună, nu? Șefa educației, ministrul educației și propagandei socialiste. Sau ce s-a întâmplat a doua zi după spectacol? Se obișnuia, se jucau pe 3 scene în Galați și a doua zi actorii erau invitați aici, nu avea configurația asta studioul, erau o scenuță acolo și erau scaune în sală. Și se judecau spectacolele. Cine conducea dezbaterea era Valentin Silvestru, Dumnezeu să-l ierte. Noi de la Galați am rămas muci, noi abia așteptam să vedem ce se spune despre spectacolul tău. Dom'le, știi cum au fost discuțiile? Usturoi n-a mâncat, nu mirosea gura nimănui. Nici nu s-a pomenit de acest spectacol, că se lua pe săr. Da, 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 da. A dispărut. Nu s-a pomenit de el. A dispărut. Dispărut a fost. Eu am plecat după aceea la București și, repet, la 2 ani după asta aproape, directorul teatrului spune, hai să facem o nefăcută, zice Ion Mâinea, un mare actor, după părerea mea, foarte puțin cunoscut, pentru că și-a petrecut tot timpul la Oradea, sărbătorea 30 de ani de teatru sau așa. Și zice, hai să zicem că faci tu un recital pentru Ion Mâinea. Nu e spectacol. E recital. Și, de fapt, m-a pus să mă gândesc și am spus, uite, mi-am găsit piesa asta, Amadeus, formidabil, ar fi un rol formidabil pentru el, dar ce facem? Ce tu fă-o? Mircea Bradu se numea directorul și acum trebuie să-i mulțumim, să-i mulțumesc, pentru că el m-a salvat într-un fel. Zice, tu fă-o și noi zicem că e recital. Și am început repetițiile, Cristi Șofron juca Mozart, Mâinea Amadeus, era teatru din Oradea acolo. Deci un spectacol absolut extraordinar din punctul de vedere al tuturor. Și au chemat-o pe tovarășa Dobrin, care când l-a văzut pe Mozart mort și cântare Viegu și ningea peste el în spectacol, a început să plângă. Și a zis, lasă, lasă, da, a zis, hai, bine, bine, hai că te-am iertat, hai, du-te, dar... Și a dat drumul la spectacol și așa am putut reveni pe scenă, fiindcă altfel nu se știe ce s-ar fi întâmplat. Asta e povestea legată de Galați, când am văzut sala, uitasem complet și am văzut perdeaua aia și mi-am adus aminte, deși e renovată, nu mai recunoști față de cum era pe vremea aia. Iată, vă zic. Eu vreau să insist asupra un lucru. De foarte multe ori, când stăm de vorbă și când dai interviuri, vorbești despre faptul că tu și generația ta ați trăit în 90 eliberarea într-o formă în care bonus nonens s-a ajuns la teatru de artă. Pentru că până aici ați avut atâția obligouri și atâtea cenzuri și atâta dorință de a face ceva, de a izbi regimul, încât spectacolele nu mai rimau cu dorința. Da, așa este. În 1990
Și pe urmă o să ajungem și la partea teoretică, să spunem, vă mai spun anecdota asta. Într-adevăr, în 1990 ne-am dat seama că trebuie să reînvățăm meseria. Eu am spus asta mie, mi-am spus-o mie în oglindă. Pentru că erau două reflexe. Pe de o parte, această luptă continuă, pentru că teatrul era unul dintre puține locuri unde adevărul mai putea fi spus. Cenzura asupra presei era totală, cenzura asupra filmului, fiindcă Ceaușescu avea cinematograf acasă și proiecta toate filmele românești înainte să iasă sau după ce ieșeau, dar oricum le vedeau înainte și se tăia masiv sau nu se mai finanțau decât scenarii cu tentă propagandistică și teatru, începând cu predecesorii noștri, începând cu Liviu Ciulei, începând cu Ezri, cu Pintilie, unii o să mă întrebați cine sunt ăștia, poate. Eu cred că era un continuu efort de a te lupta într-un fel sau altul cu situația îngrozitoare în care eram. Și de supraviețuire, da, până la urmă. Da, formule esopice. Exact. Și în 1990, de-aia am făcut Visuri în de vară, cu care am fost după aceea de toată lumea. Eu l-am văzut. Eu. Când te apropii de o vârstă, totul începe să fie la trecut. Da. Atunci am zis, trebuie să reînvățăm să facem un text per se pentru ceea ce reprezintă el. Și aici ajung, încep să intrăm, de fapt, în problemă, pentru că uneori mi se pare că și astăzi, văzând unele spectacole pe texte importante, indiferent că sunt contemporane sau sunt texte clasice, texte celebre, există creatori, regizori, în special pe mine Dinu Cernescu, care mi-a fost profesor, m-a învățat în anul întâi un lucru. Mi-a zis, păpușe, orice se întâmplă pe scenă e un singur vinovat, regizorul. Și așa e. Așa e. Deci și astăzi observăm că uneori aplecarea către un anume text e mai mult un pretext pentru altceva. Astăzi sunt foarte mulți vinovați. Da, sunt. Da. Și atunci trebuie să ne punem întrebarea ce e aia teatru de artă? Și să ne punem întrebarea, de fapt, până ajungem la ce e aia teatru de artă, și o să vedeți că este o noțiune, de fapt, falsă. Profund falsă. Tradiție în termen, până la urmă. Exact. Trebuie să ne întrebăm, deci, ce e teatru? Cu ce se ocupă teatru? Sigur că nu vreau să mă lungesc foarte mult, fiindcă am face un dialog și aș fi foarte interesat. Dacă vreți, puteți să răspundeți. De ce vreți să faceți teatru? Dar dacă e să o lungim, mai bine nu răspundeți. Dar răspundeți dacă simțiți nevoia. Pentru că în momentul când răspundem la această întrebare, și nu sunt eu primul care o spune, și e normal, nimic nu e sub soare, cum spunea Liviu Ciulei, originalitatea e doar lipsă de informație. E foarte adevărat. Nu sunt primul, dar dacă ne punem într-adevăr această întrebare, veți ajunge la o concluzie, sau vom ajunge cu toții la o concluzie foarte simplă. Și anume că teatrul este singura artă creată de om, dintre toate celelalte șapte. În mod evident lucrul ăsta se întâmplă numai în teatru. Se mai întâmplă un pic și prin alte forme de artă, dar teatrul este extraordinar de puternic în asta. Care, de fapt, ce face? Ne arată ceea ce nu se vede. Ne revelează ceea ce este ascuns într-un text, într-un personaj, într-o situație. În momentul când teatrul face lucrul ăsta, putem să spunem că este de artă. În momentul când teatrul nu face lucrul ăsta, nu e de artă. De aceea ajung la ce spunea Lev Dodin,
Lev Abramovici Dodin, care a fost și este directorul Teatrului Mali în Sankt Petersburg și președinte de onoare al Uniunii Teatrului din Europa, care spunea că există doar două feluri de teatru. Teatru bun și teatru prost. Teatru serios și teatru neserios. Teatru care este inutil. Ce înseamnă asta? Sau comercial. Și comercial, până la urmă, da. Grav este că atunci când avem de-a face cu teatru comercial... Alimentar. Nu, alimentar e altceva. Da. Alimentar e când vrei să ai ce să pui pe masă și te duci și faci teatru ca să mănânci și tu din seară sau să bei un șpriț sau să vii cu lapte la copii. Da, aici e o discuție foarte importantă. Apropo, doamna Papa a adus în discuție de conceptul de comercial. Comercial nu înseamnă neapărat prost. Corect toate, dar există texte și spectacole care fac asta, care revelează ceea ce este ascuns, ceea ce nu se vede. Adică în momentul când eu intru la teatru și ies la fel cum am intrat, înseamnă că ceva nu e bine. Pot să ies revoltat, pot să ies îngrozit. Dar dacă nu se întâmplă cu mine ceva în momentul în care sunt martor la în fața unui spectacol de teatru, după părerea mea, actul acela devine inutil. E un teatru neserios. Dodin spunea, dumneavoastră, cea mai fabuloasă comedie, cea mai spumoasă comedie, este tot teatru serios. Pentru că prin intermediul râsului afli despre tine, de fapt, lucruri pe care nu le știai. Descoperind în personajele de pe scenă lucruri pe care nu le știai, creându-ți emoția la care nu te așteptai, până la urmă ce se întâmplă? Lucrurile revin... Exact. Lucrurile revin la tine. În sufletul tău se întâmplă aceasta. Este foarte simplu. Și de aceea, dacă vă uitați la ce serie de spectacole doriți dumneavoastră, cele mai bune spectacole pe care le-am văzut vreodată, veți vedea că în absolut toate aceste spectacole există acest caracter. Asemenea unui adevărat, că poate să existe și fals, ritual, nu întâmplător, originile teatrului sunt, până la urmă, sacre. Adică relația omului cu sacralitatea, indiferent cum o denumim, a născut teatrul. Deci este absolut ridicol să-ți închipui că teatrul este menit distracției. A, cum să spun, e primul val, adică pot să mă dau cu capul de râs de scaun, și pe om mă trezesc și zic, dom'le, ce mi s-a întâmplat? Am avut o bucurie extraordinară. Apropo și de teatru comercial, între ghilimele. Și apropo și de comedie. Exact. Mă duc pe Broadway și văd niște cântăreți formidabili, niște dansatori extraordinari, un decor care stă în răsuflarea, o poveste minunată, jucată minunat. Sigur, e comercial pentru că e pe bani față de... Și aici o să ajungem imediat și la așa zisul teatru independent, și teatru de stat. Pentru că e foarte interesant cum aceste două sintagme, de fapt, îndreaptă pe o pistă total greșită dezvoltarea ulterioară, fiindcă creează această dihotomie, acest conflict teatral, aș putea spune, între cei care lucrează la stat și cei care sunt independenți. Când, de fapt, nu e vorba de teatru de stat, e vorba de teatru public. Cum? Astea sunt așa? Le-a aruncat și v-ați ascuns. Deci teatru de stat este, de fapt, teatru public. Și teatru independent nu este independent, pentru că oricum depinde de cineva, depinde de existența unui loc unde să joc, a unui impresar care mă vinde, sau sunt eu propriul meu impresar, și așa mai departe. Iar senzația de... Muzica, poate puțin apropiată muzica, fiindcă și teatru de operă, dar e lungă discuția asta, e legat de teatru, opera e legată de teatru. Înainte era drama pe muzica, era faptul că se cânta, era aparte
tot de vârsta asta. Nu, ziceam, subtextul e pe independență, fac laborator și teatrele de stat, nu? Asta e, era există uneori această... După părerea mea, percepție greșită. Greșită. Pe asta încerc să expun. La vârsta lor, când noi eram de vârsta lor, făceam toți avantgarda. Toți. Toate generațiile când pășesc pentru prima dată, oamenii valoroși, fără discuție, care pășesc pentru prima dată pe o scenă, fac avantgardă. Un suflu nou. Marea dificultate pentru restul este să-ți menții această forță, această prospețime, să fii în contact permanent, într-un dialog permanent cu această generație care se naște. Eu de-aia m-am dus la universitate și să stau de vorbă cu studenții care fac master la regie. În ideea de a lăsa, pe de-o parte, ceva în urmă, dar există și gândul egoist aici, pervers, al bătrânului care dorește să intre în contact cu cei tineri, să simtă energia aia, să vadă cam pe unde se plimbă lucrurile, către ce se merge. Și pe unde se plimbă lucrurile. E foarte greu de spus, adică e lung, dar ca să termin ideea asta, cred că, apropo de ce spunea și domnul Chiribuță, este fals tocmai pentru că ține de interiorul fiecărui creator. Avangarda sau moartea artistică este purtată de noi. Dacă un mort artistic mort intră într-un teatru independent, între ghilimele, independent, îl va transforma tot într-un mort, într-un cimitir. Dacă intră în teatrul, așa zis, de stat, niște oameni vii care își doresc mai mult decât orice să se exprime în această meserie căutând adevărul ăla despre care vă vorbeam mai devreme. Da? Atunci și cel mai mort teatru de stat devine viu. Noi, când eram obligați, și revin la poveste, să ne ducem stagiari, adică 2, 3, 4 ani de zile să stai în provincie, într-un loc pe care nu ți-l alegeai tu. Asta am trăit. Când am intrat în teatru din Oradea, după ce plecase Alexandru Corpaci, mă rog, în urmă cu vreo 6-7 ani, și din momentul ăla teatrul ăla s-a dus în cap, m-am trezit, bună dimineața, bună dimineața, la ora 10 dimineața, toți actorii erau la regrupare și jucau table. Și beau o citirică, mai beau o petică, până la 2 frecau tablele, la 2 plecau acasă, că se terminase repetiția. Și în momentul când intri într-un loc ca ăsta și arunci o scânteie, vreau să vă spun că acești oameni, eu m-am speriat, mi-am văzut, fiind și copil de actori, crescând în teatru, știu cum arată un teatru, știam cum arată un teatru pe dedesubt, da? Și ce se întâmplă acolo. M-am speriat, zic, aoleo, zic, ce mă fac aici, nu o să fac mai mult de, nu știu ce, piesulică, de nu știu de care. Unii acești oameni, în momentul când am afișat distribuția de la acest Jolly Joker și s-au adunat toți într-o cameră și au zâmbit foarte politicos așa și au făcut așa. Zine, fii deșteptul nostru. Și în momentul când au simțit scânteia respectivă, știți cum au înviat? Într-o 24 de ore erau alți oameni. Dar ți s-a întâmplat la opera ceva? Pașca. La operă era, mă rog, când am făcut Don Giovanni în urmă cu 20 de ani, nu mai venise un regizor de teatru, cu excepția lui Andrei Șerban, care a făcut Oedip, mă rog,
Că s-a și jucat puțin, nu știu ce, dar aici trebuia făcut Don Giovanni, cum să spun, să dureze. Și când n-am să uit niciodată, m-am dus la prima repetiție pe scenă. Am ce fusesem, cum zic ei, zițuri, stau lângă corepetitor și zic vorbele, le mai puneam câte o întrebare, bă, ce vrea să zic aici sau acolo sau dincolo. Bun, nicio problemă. La prima repetiție, toată distribuția bărbații au venit cu cravată, costum de haine, pe scenă era o mizerie, ceva îngrozitor, dădeai cu degetul așa, era negru. Și eu mă uit așa și zic, bună ziua, să trăiesc, bună ziua maestre, așa e la opera. Și păi nu repetam, ba da maestru. Păi zic, și cum dumneavoastră, zic, astăzi trebuie să facem, zic, moartea comandorului. Zic, trebuie să vă bateți cu săbile, să nu știu ce, și să vă moare, cum o să cădeți pe jos? La care baritonul, nu contează cum îl cheamă, îmi spune, păi simulăm, maestru. Simulăm. Și le-am mulțumit frumos și am zis, bine, ne vedem mâine, să fiți în costume de repetiție. Și am plecat. Simulăm. Sau alta extraordinară, dona Anna, prima în scenă, vine nebunită să-l caute pe Don Giovanni și vine respectiva soprană și se scoală și vine atacul ăla și se pune așa rampă și zice papam, papam, cântă, zic stop, 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 zic stai, zic, tu de unde vii acum? Eu, maestre? Dar tu? De la cabină. Asta era, cum să zic eu, nivelul. De la cap. Și așa și arăta opera. Fără vântură, fără... Și am reușit la un moment să o scoatem din alei, dar cu un efort, adică cele mai mici lucruri, cele mai mărunte lucruri pe care noi astăzi în teatru le acceptăm cu mare simplitate, la ei nu existau. Era o scenă, de exemplu, Leporello stătea în brațe la Don Giovanni, un brihărășteanu, un Leporello mare, cântăreț și așa. Și Don Giovanni era un barna, nu mai cântă săracul, voce foarte bună, dar tânăr. Și zic, mângâie el pe cap. El stătea în brațe așa și să-l mângâie pe cap. Și ăla făcea așa. Zic, păi ce faci? Zic, ce-l mângâie? Zic, așa? Pune-i mâna în cap, mângâie. Să bag mâna în părul maestrului? Astea erau lucruri, că nu se vede. Bun, dar chestia cu opera este. Atâta, trebuie să... Tu nu poți să spui, dar eu, care am făcut o documentare pe tema asta, pot să vă spun că într-un film de al televiziunii se vede cât au fost de încântați la sfârșit acești nemaipomeniți muzicieri care nu aveau cu teatru, că nu învăța nimeni ce să facă, și cât erau de îndrăgostiți de Ducul Darie și cum și astăzi își aduc aminte, chiar la premiera cu Don Giovanni, mai sunt unii care își prin teatru trăiesc și și-au amintit ce extraordinare repetiții și ce mult au învățat și cât, ce impact extraordinar a făcut această experiență pentru ei cu teatru și cu regizorul de teatru Darie. Dați-mi voie. După toată povestea asta, mai există regizori în România dispus să facă efortul ăsta pentru actori? Eu cred că da. Sper că da. Ce efort? Despre ce efort e vorba? Da, pentru că actorul este un om care așteaptă foarte mult, din păcate, poate de la regizor, deși regia e o meserie inventată de actor. Evident că da. E ăla care ne-a spus să nu ne suprapunem. Exact. Păi da, și cu toate astea, da, ai întrebarea, e bună. Nu, eu cred că este...
Și o întrebare atât de firească și pădeasă. Nu mai există regizori care să lucreze cu regizori? Există regizori care să lucreze? Nu. Domnul Dare spunea că a făcut niște eforturi pentru cei de la operă. Se aduc la un anumit nivel. Și nu numai pentru ei. Și da. Avea două opțiuni. Fie să se facă că face și lucrurile ar fi avut un anumit rezultat, fie să muncească și în folosul acelor oameni. Dar nu e de folosul lor. Eu cred că nu era nici mai nu era o opțiune pentru domnul Darie. Și regizorul, aia nu e o opțiune. Adică nu există opțiunea de a mă face. Problema e că pentru unii există această opțiune. Probabil că e vorba de regizori care își arată ei mânuțele și piciorușii. Aici, pentru că eu cred, iarăși un lucru, că menirea principală a unui regizor în spectacol este aceea de a dispărea. Adică după ce afirm, creezi împreună cu actorul, aduci lucrurile la un asemenea grad de viu, încât publicul trebuie să aibă senzația, vorbesc de ideal, să aibă senzația că a deschis o ușă și se uită la ceva care se întâmplă. Așa mi s-a părut la Trei Surori, apropo. Da. E lucru cel mai dificil, dar e cel mai frumos când deja, cum adică să nu faci pentru actori? Păi, în momentul în care chiar am doi studenți care au făcut primele lor spectacole, să zicem, cu actori profesioniști, că am zis că la master, când s-a putut să lucreze și cu actori, adică care au o experiență, nu numai cu colegi, studenți, cum au lucrat în primii 3-4 ani. Și mi-au spus în mărguri, zice, Doamne, zice, ce îngrozitoare singurătate. Zic, de ce? Păi la final, zice. Cum adică? Păi gata, zice, s-a terminat spectacolul. Și eu nu mai am nimic de făcut. Și le-am explicat că este un sentiment absolut firesc și cu cât o faci mai bine, cu atât este mai mare, dar senzația actorului, până la urmă, este, cum s-au zis de multe ori actori, spunând, păi domnule, noi am făcut spectacolul. E adevărat. Ei îl fac până la urmă. Pentru că acest lucru rămâne după aceea în ei. Și de-aia, cu cât lucrurile sunt mai bine făcute, cu atât un spectacol nu se degradează. Adică un spectacol se degradează în momentul în care actorul nu crede sau a uitat sau nu l-a impresionat sau nu l-a convins sau l-a convins pentru 5 minute, dar e mai important ce. Pentru că vreau să vă spun că, apropo de Trei Surori, la cabină era o atmosferă după primele 10, 15, 20 de spectacole extraordinară. Și aici e o poveste minunată cu Anca Sigartău și cu Dumnezeu să-l odihnească, cu Besoiu, care în cabină jucau table. Și jucau table și mergea difuzorul și Anca juca Irina și domnul Tismine Nergimi, să nu pui mâna pe puluri, că știu cum faci, mai schimb zarurile, vezi că am intrare, eram acolo în cabină. Vin în 10 minute, da? Dragă, nu fac nimic, a făcea ce. Iese și de curiozitate mă duc în sală. Dumnezeu, face scena uluitor, ca și cum ar fi stat în rugăciune, în culisă de alaltă el. A intrat în scenă, a făcut scena uluitor, m-am dus repede la cabină și ea vine și spune plânsă toată. Hai, lege! Hai că mi-e și bine! Dă cu zarul! Pentru că acest declic, care e foarte surprinzător pentru cine nu e de meserie, nu e în afară, adică e în afară, este că dacă lucrurile sunt organice în actor, el mută un comutator, face pac și gata. Devia cineva. Dar să știi că o să pară foarte curios ce îți spun eu acum. Dar era o modalitate de a se concentra. Bravo! Exact!
Exact, nu e deloc curios. Așa este, paradoxal așa este. Și unii care nu sunt lăsați să-și facă tabieturile, nu pot să nu fac. Da. Dar totuși acest declic se face extraordinar de cum să spun eu. Da, atunci când e viu. Când e viu. Când e mort. Ce? Aolo, dar noi ce făceam aici? Exact. Noi ce făceam aici? Ce zici? Din cauza asta niciodată nu va fi la fel, ci totdeauna altfel și la fel de interesant. Exact. Și la fel, că nu știu la ce ne referim. Deci, tocidesc cu șefa ATM-ului. Un soi de uniter. Așa, un fel de uniter. Zice, toc. Hai, spune că și tu ai dat-o de cuvânt. Am dat-o de cuvânt cuiva care m-a întrebat cum iese Coriolan și zic să spun ca tocile. Timpii scurți. Timpii scurți sunt în toată lumea. Și a reprezentat un an și jumătate, timpul în care a fost și două interviuri. Zică vorbele urcând și coborând ca să se învețe cu acea scară, ca să nu fie scară. De-aia Declan Doyle, care nu poate fi bănuit că e vreun bătrân, și alții își fac trupe. Da. De ce fac? La urmă. Toți suntem siguri, nu o să ne apucăm acum să spunem că și scambancul ăla, ce faci, băi animalule? E ce să spun, că mea ta o fi vă o plantă. Nu putem, toți avem orgoliu, nu despre asta e vorba. Dar e o formă de narcisism, începând cu, știu regizori și unii foarte cunoscuți, care sunt mult mai preocupați de cum se vând ei pe ei, încă de la... Nici n-au pus piciorul în teatrul respectiv, adică ca Buzduganu, deci înainte să vină, de nu știu de unde, zice, vine cu tare, vine cu tare, vine cu tare. Și apare cu tare, afișe, bine ați venit, să vă dea Dumnezeu sănătate. Sănătate, nu știu ce. Urmă prima repetiție, toată presa e acolo, televiziuni, chestii, a doua repetiție, ultima repetiție, mai sunt 4 zile, mai sunt 3 zile, premieră, a doilea, a patra premieră. Sigur, e foarte frumos și unii trăiesc din treaba asta. Dar e o formă, unii chiar bine, da? Dar e o formă de a vinde până la urmă, de a promova lucrurile, dar mie îmi plăcea mai degrabă când o făceau actori. Fiindcă, într-adevăr, dacă la gala aici se anunță mâine Robert De Niro, că vine să joace cu voi, merită toate afișele, bine ați venit, regizorul ar fi bine să stea mai în spate așa și să aibă o anumită modestie și pre-mortem și post-mortem. Adică și spectacol și după. Hai ca să nu exagerăm, chiar și Marcel Iure. Ce se de fapt, cum se naște comicul în... Haoleu, asta e o întrebare foarte, foarte dificilă. Cred că mecanismul e același, dar percepția este... Nici nu știu dacă percepția... E lucru cel mai... Odată, cum știm cu toții, e lucru cel mai greu de făcut. Nu există, cum să spun, obstacol sau barieră sau ștachetă mai înaltă decât comedia. Fiindcă, știm bine, sunt regizori și actori extraordinari care au haz pe scenă și au haz ca persoane, dar sunt și actori sau regizori cu care mor de râs în foaier. Și când ne-am urcat pe scenă, nu mai râde niciun câine, cum zicem noi. E foarte greu de obiectivat. Cred că... Structurile dramatice, mecanismele comice din comediile clasice sunt aceleași, dar mijloacele, eu cred că au evoluat. Mijloacele pot putea preluat, dar până la urmă... Mecanismul este important, mijloacele. Mijloacele sunt ale... Păi, știi cum? Bastonadele nu mai fac... Păi, n-ai de unde să știi. Dacă mă gândeam la felul Josoleni, când a fost la București cu
Arlechino, slugă la doi stăpâni. N-a râs prea multă lume, din păcate, la toate trucurile și mecanismele senzaționale. Vrei să fiu rău? Zic. Probabil că erau critici. Vreau să-ți dau un contraexemplu. De exemplu, mecanismul comic care l-am făcut cu Horatiu, un slugă la doi stăpâni, când se numărau banii. De exemplu, poți să pui în scenă și Hamlet și să râzi de să sară dinții din gură. Adică, de cât de prostie sau de... ceva ce n-ai văzut în viața ta și râzi de... Adevărul că de Rita Mare e că s-a mutat comicul ăsta, gen Becali, s-a mutat...